Salut! Eu sunt Miru, el e Ricci și astăzi vom vorbi despre ce ne place și nu ne place la vară. Am uitat să zic. Suntem pe bloc! Și poate tu nu le vezi, că toate în jurul tău și nu-ți vine să crezi. Ne parcă joci un rol pe dinăuntru cojii. Și acum începe distracția. Ricci, oprește-te! Astăzi fiind pe bloc la plajă, ne-am gândit să facem și un episod. Ne-am făcut abonament la Ricci pe bloc. Bă, tu cu tichetul acolo în spate, vino. Bă. Nu, lăsa pe ăla să intre, nu vezi cum arată. Trebuie să facem chetă de piscină, mai pe șleau și de șezlonguri. Ne-am gândit că, deși vara este un anotimp extrem de frumos, are și bune și rele, că nu poate să fie totul roz, frumos și pufos. Dacă e pufos, cam mor de cald vara, deci... Practic, e cam imposibil să fie roz și bufos. Ce nu-ți place la vară, Ricci? Păi, în primul rând, ar fi țânțarii ăștia care nu mai scap de ei. Ăsta e primul semn că a venit, de fapt, vara. Cu țânțarii, după aia, transpiri. Petelele la sub braț, niciodată nu le suportăm. Nu? Tu ai, tu nu. N-am. Ce nu-mi place vara în ceea ce privește transpirația este că oamenii uită să folosească apa și săpunul mult mai des decât de obicei. Așa. Și miroase nașpa. În metrou, în autobuz, chiar și domnul taximetrist. Dacă ai impresia că ai un lux, că mergi cu taxiul, chiar și domnul taximetrist pute. Bă, da, pute, frate, înțelegi? De asta eu de multe ori mă așez în spate, să purtăm un dialog de la distanță. Noi ne permitem glume de genul. Ricci este amicul meu de când eram în Pitești, de când eram în liceu, am de și locuit. De când n-avea barbă. De când n-avea barbă, da. Și nu era fotograf. Ricci... Nu știu ce eram pe atunci, cred că eram un semigrafer. Semigrafer, da. Așa e, că aveai cu sprayer cu chestii. Și s-a legat între noi o prietenie de lungă durată și o prietenie foarte faină. Am locuit și în aceeași casă, vom face un episod special cu asta, cu oamenii care au stat cu mine în casă și va fi un episod despre cum e să stai în casă cu Miru. O să fie șocant. Șocant. Asta m-a bătut cu fotoliu în puii mei, despre ce vorbim. Da, mă. Nu știu despre ce vorbește. Zice, nu-ți mai place la vară. De fapt, ia să zic și eu ce nu-mi place la vară. Nu-mi place faptul că atunci când se deschid piscinele, lumea se holbează. Dar se holbează la tine, dacă așa vreau. M-aș uita la tatuaje, în primul rând. Păi da, lasă la tatuaje, nu? Dar să uită lumea cu chestia de judecată, gen, mamă, uite și pe aia cum a ieșit cu șuncile aia din casă, sau uite și pe aia cât de albă e, sau uite și pe aia cum a venit cu, nu știu. Foarte multe haterisme de care ar trebui să le lăsați acasă, să scăpați și să veniți detensionați când stați la plajă. Să stai să fii decât Mister tu cu apa. Mr. Please! Și atâta tot. Suntem mult prea hateri, în primul rând. Corect. Să trecem de partea nasoală a oamenilor și a insectelor vara. Ce îți place la vară? Bă, ce-mi place la vară? Uite că am luxul de a sta pe bloc cu niște gagici așa focoase și să mă fluiere, uite, lumea de la balcon. Hei, hei, tu! Hei, tu! Ăla e cel mai frumos lucru. Când nu ajungi la struguri, sunt acri, băi, Ricci. Corect. Mie îmi place că se coc foarte multe fructe și că avem tendința de a mânca mult mai sănătos, adică gen sălățele, fructe. Anul ăsta a fost chestia cu marea bogăție pe cireșe. Sunt da, un bogat, am o pungă de cireșe, mama e bogată, are 7 cireșe, livadă. Chestii de genul ăsta, nu știu de ce a ieșit acest... Dar nu știu de unde a apărut faza asta, chiar nu știu. Dacă știți de unde a apărut faza cu cireșele, lăsați-mi și mie un comentariu și puneți-mă la curent, căci practic eu nu știu de unde a luat naștere această dumă. Îmi place vara că se deschid terasele și cluburile, foarte multe terase și cluburi. Să stai cu băieții, mai fluier o fată, mai una alta, nu? Fata, ți-a căzut fata! Ei, ei, ei! Mai sunt călătoriile spontane. Da. Cum o să și fac, peste o săptămână. Da. Facem un road trip. Gen, da, hai să mergem la mare, hai! Hai să mergem la munte, hai! Dar eu nu merg că nu-mi place la munte. Pot să fac poze? Se poate pune că poți să faci poze la fete frumoase. Asta vreau să aduc completare. Că nu o să stai tu, oh, ce frumoasă e vara, hai să facem poze la peisaje. Că și ea nu e frumoasă să faci poze la peisaje. Corect. Nu. Să le fotografieze. E vara, mai pozezi și tu la o serie de costume de baie, cum am pozat și noi, eu și cu Mirela, că suntem două sexoase. După cum vedeți, îmi place vara că pot să stau nemachiată, mi-am dat și genele jos. Am promis un tutorial pentru cei care
m-au întrebat cum mă machiez și chestii, o să vedeți că este ceva în pur și simplu 3 pași. Eu de-aia sunt cu ochelari, că nu m-am machiat, că nu din alea și n-am vrut să dau așa de rău pe cameră. O să zic că lumea că ești bătut, uite, n-are ochii bine. E ok, da, e ok, bă. Și nouă ne plac băieții care ies la plajă. Dar tu după ce te uiți? Când te uiți la un băiat? Mă uit la ele, văd personalitatea prin piele, dragă. Ce minciună gogona. Îmi place vara că putem să ieșim și la 2-3 noaptea din casă și să mor de cald. Mie asta mi se pare o chestie extrem de tare. Mi se pare extrem de tare să ies la 3 dimineața din casă în pantalon scurt și să nu fie frig, să nu trebuiască să-mi iau un hanorac la mine, să nu stau cu grijă că, Doamne, mă troznește vreo ploaie sau vreun fulger sau vreun ful pe vârful nasului. Eu asta fac de atâtea zile, dar din păcate sunt profund dezamăgit că nu mulți mai fac chestia asta. Nu mai stă nimeni pe la bloc, la semințe, la o bere, la o caterincă, orice acolo, o comunicare, tot ca să ieși din casă, că e vremea perfectă. Păi da, dar ne strângem pe bloc. Da, tot pe bloc. Urmează să facem un episod cu 10 lucruri care pot fi făcute pe bloc sau cel puțin vom încerca să găsim 10 lucruri ce pot fi făcute pe bloc acum în moment. Mi-ai dat temă de lucru. Da, în momentul ăsta și așa avem abonament la tine, de ce te... Vă aștept și pe voi, dacă... De ce te fofilezi? Da, să intrați pe Ricci, pe pagina lui de Facebook și să-i scrieți acolo, vreau și eu abonament pe bloc. Mânuța sus, put your hands up for Detroit. Put your hands up for Vitan, căci în cartierul ăsta ne aflăm momentan. Suntem vecini de cartier și... Poate facem și un pachet ceva promoțional, știu. Da, plătești o pereche de acarete și primești abonament la plajă pe bloc. A? Corect. Cum e aia? Nu uitați de giveaway-ul din episodul trecut, am 2 giveaway-uri pentru voi, unul la cel mai likuit comentariu de pe YouTube și unul la aniversarea celor 20.000 de abonați. Haideți să ne strângem repede. Da. Stați aproape, o să creștem, urmează foarte multe surprize am pentru voi și din punct de vedere vlog și din punct de vedere muzical, să nu mai zic, dar nu dau din casă. Nu-mi plac despărțirile, așa că vă zic salut și ne vedem data viitoare, posibil tot pe blog! Ciao!